Bun găsit la Super Tenis. E vineri, e ora 14. Ne întâlnim, după cum ne-am obișnuit, la finalul fiecarei săptămâni pentru a vorbi despre turneele în desfășurare. Ne concentrăm pe fazele superioare în circuitele WTA și ATP și, bineînțeles, vorbim și despre competițiile de săptămâna viitoare. O ofertă bogată, cea din de pariuri de la tenis, așadar avem de unde alege. Astăzi, alături de mine, Gabi Ilcu. Salut, Gabi! Salut! Uite, avem posibilitatea să începem cu câteva vești bune. Vom vorbi despre cea mai recentă dintre ele, calificarea Anei Bogdan în semifinalele turneului de la Varșovia. E cea mai bună performanță a ei în acest an. Nu depășise niciodată turul 2 la o competiție WTA. Ei bine, aici le-a învins pe Nuria Parisas-Diaz, Caterina Siniakova și azi pe Laura Pigossi. N-a pierdut niciun set. E aproape de o mare performanță. Da, e aproape de o mare performanță. Va juca cu Martic sau Bindel în, mă rog, îmi vine să zic Kozlova în continuare, ucrainencei, în semifinale, cu șanse bune la cum a jucat în această săptămână de finală. Să joace o primă finală în acest an ar fi minunat pentru Ana Bogdan, pentru că, așa cum spuneai tu, ea n-a trecut de turul al doilea, n-a legat practic victoriile pe tablou principal în circuitul WTA în 2022. Și dacă va ajunge în finală, ar fi acolo, ar fi o zi interesantă duminică la Varșovia, pentru că, în mod normal, adversarul ei va fi Iga Świątek, cea care anul acesta cam tot jucat cu românci, a întâlnit-o pe Simona Halep la Indian Wells, s-a jucat aici la Varșovia, sar puțin peste Fed Cup, cele două meciuri câștigate lejer cu Buzărnescu și Prisacariu acolo, a mai jucat cu ruse, într-adevăr, la Roma, acum a jucat cu Gabriela Lee, mă rog, Talabă, cum se numea, cum o chema înainte, și a putea să joace, iată, și cu Ana Bogdan. Ar fi interesant o astfel de finală, asta dacă anticipăm puțin ceea ce urmează să se întâmple mâine, când Bogdan o va întâlni pe Martic sau pe Bindel. Până acum a jucat destul de bine. Sfertul acesta de finală cu Pigossi mi s-a părut așa cel mai ușor meci cumva de până acum, pentru că adversarele de înainte, atât Nuria Parisas-Diaz cât și Siniakova, au fost ceva mai tari decât brazilianca, care e mai mult o jucătoare de dublu. Recent a început să-și dezvolte jocul la simplu, să apară mai des pe tablou principal de simplu în WTA. Noi vedem aici statistica partidei cu Siniakova, un meci care părea foarte complicat, mai ales că cele două se întâlniseră o singură dată și atunci învingea Ana Bogdan, însă într-un meci de două ore cu un 7-5-7-6 la Madrid. Acum a pornit perfect meciul, după doar 25 de minute își adjudeca primul set cu 6-0. Cei care ați pariat pe acest meci înaintea începutului, după primul set cu 6-0, erați deja câștigători, pentru că ați beneficiat de promoția Super Avantaj. Ei bine, Ana Bogdan și-a dus la bun sfârșit treaba, a adjudecat și setul secund cu 6-4. Pentru ea, undeva la 20 de victorii în acest an, însă cele mai multe au venit în calificări și în competiții de nivel ITF. Tocmai de aceea, această performanță de la Varșovia o ajută să revină în top 100 după ce, la un moment dat, ieșise din acest grup select. Cu Pigossi lucrurile au stat foarte clar, a fost 6-1, 4-0 după mai puțin de 45 de minute. Partida s-a încheiat într-o oră cu un dublu 6-1. Noi vedem acolo în aplicația Superbet și statistica meciului, în care a avut procentaje foarte bune la serviciu, de asemenea cu 6 break-uri. Laura Pigossi, care a ajuns oarecum surprinzător în această fază, în sferturile de finală, dar n-a mai etalat un joc la fel de bun. Vedem și ce cotă avea acolo. Ana Bogdan era oricum mare favorită. Rămâne de văzut ce cotă va avea în semifinale și, evident, îi ținem pumnii să avem pentru a doua săptămână la rând o jucătoare din România calificată într-o finală WTA. Săptămâna trecută această bucurie ne-a adus-o Irina Begu, cea care a cucerit titlul de la Palermo. O a cincea victorie în carieră, al cincelea trofeu WTA, un parcurs deloc simplu. Din cele 5 victorii, 3 au venit în set decisiv, dar până la urmă cea mai clară victorie, Gabi, este cea din finală. Iată, un 6-2-6-2 împotriva italiencei Bronzetti, o tânără de 23 de ani care jucase bine până în finală, dar acolo a clacat. Da, jucase bine, cumva prezența ei în finală a fost surprinzătoare. Nu mă refer aici la joc, ci ca
Așteptări. Nu ne gândeam că Lucia Bronzetti va ajunge vreodată în acea finală de la Palermo. Ea am trecut a jucat destul de bine în țara mea, mi se pare chiar în același turneu din Sicilia. A avut o săptămână bună, după care, cum ai spus și tu, cumva presiunea finalei a contat foarte mult. Prima ei finală WTA din carieră și nu și-a putut ridica jocul la același nivel ca în zilele anterioare. Și atunci Irina Begu, care are și ceva mai multă experiență, avea și ceva trofee WTA câștigate înainte, a gestionat mult mai bine situația și a câștigat clar partida, valorificându-și oarecum și statutul de ușoară favorită în acest ultim act, dacă judecăm, dacă ținem cont de experiență atunci când judecăm ceea ce s-a întâmplat și ceea ce urma să se întâmplă înainte de finală. Da, și până la urmă, vă spuneam de cele trei victorii de până în finală, cu set decisiv, cu Basols Rivera, cu Ocean Doda și cu Sara Soribe Stormo. Din punct de vedere fizic, clar, un consum ridicat pentru Irina în acea săptămână, în condiții dificile în Sicilia, cu meciuri care s-au disputat mult după miezul nopții. Știm cum organizează cei de acolo turneele. Primele partide încep abia la ora 16, ora locală, pentru că mai devreme e mult, mult prea cald. Sunt puțin date peste cap jucătoarele după aceste schimbări. Cele care se obișnuiesc cel mai repede au și de câștigat, fiind prezente în fazele finale ale turneelor. Irina Begu, obosită de înțeles după această săptămână plină la Palermo, s-a retras de la Varșovia, unde era cap de serie numărul 4 și își ia o pauză bine meritată în vederea competițiilor de peste ocean. Va participa la Toronto, Cincinnati, e înscrisă și la Cleveland, acolo unde are de apărat finala de anul trecut și, bineînțeles, va evolua și la US Open. Cum vezi tu această perioadă pentru Irina, trecerea de la zgură la hard, mai ales acum cu această încredere ridicată după titlu? Înainte să vorbim despre trecerea de la zgură la hard, să spunem cumva că acea programare a meciurilor de la Palermo te ajută să te adaptezi la fusul orar de peste ocean din America de Nord, pentru că jucând destul de târziu se aduce să ne gândim. Acolo tot așa, la ora 5-6 încep meciurile, primele meciuri într-o zi în Statele Unite, în Canada, și atunci cumva s-a obișnuit cu acest sistem, aceste ore, practic, dacă e să ne gândim, jucând la Palermo. Termina destul de târziu partidele după miezul nopții, chiar la ora locală, mai avea eventual o conferință de presă dacă o ținea, recuperarea de după meci dura ceva timp până ajungeai în pat, practic, și te puneai la somn, îți permiteai să dormi ceva mai mult acolo și cumva trecerea mai departe în Statele Unite ar trebui să nu mai fie atât de dificilă, pentru că știm și noi, sunt mulți care spun că ai nevoie de o oră ca să te adaptezi la nou, pentru fiecare oră diferență de fusul orar, ai nevoie de o zi ca să de adaptare. Vom vedea acum cum se va adapta la terenul mai rapid de peste ocean. În mod normal n-ar trebui să fie asta o problemă, pentru că Irina joacă destul de bine pe toate suprafețele, inclusiv pe hard. Nu e o diferență atât de mare între jocul ei pe zgură și cel pe hard. De aceea cred că poate să facă cel puțin un turneu bun unde să lege victoriile și să se ducă cu încredere la New York pentru US Open. Da, până la urmă, Irina a urcat pe locul 33 în lume, au trecut câțiva ani de când a mai fost atât de sus în ierarhia mondială, i-a evoluat constant bine în circuitul WTA după pandemia de COVID, după reluarea circuitului în luna august 2020. Din păcate pentru ea, multe jucătoare au avut de câștigat prin punctele care le-au fost păstrate mai bine de jumătate de an, chiar un sezon întreg. Ei încet, încet au intrat toate lucrurile pe făgașul normal și iată, Irina este recompensată pentru performanțele din ultima vreme și bate clar la porțile top 30 WTA. În finalul acestui subiect, să spunem că a devenit a doua jucătoare din România din punctul de vedere al clasamentului, doar Simona Halep o depășește. Irina Begu a profitat și de forma mai slabă și de rezultatele mai puțin bune ale Soranei Cârstea. După acea semifinală de la Birmingham, au urmat eliminări rapide la Eastbourne și la Praga, iar la Wimbledon oricum nu s-au acordat puncte. Și le-a pierdut și pe alea pentru tuturor al treilea de anul trecut. Corect.
Și după cum vedeți și pe ecran, așteptăm comentariile voastre pe canalul de YouTube al Superbet România. Acolo ne puteți spune ce ați pariat în această săptămână, ce idei aveți pentru meciurile programate azi. De asemenea, și în privința partidelor în desfășurare. Pentru că, după cum v-am obișnuit, de fiecare dată când vedem o cotă atractivă la live, noi vă recomandăm și toate pariurile pot fi văzute în Super Social. Uite, am putea juca acum pe acel 1.45 pe Filip Mișolici împotriva lui Dusan Lajović și Mișolici acel austriac împotriva căruia am pus eu atunci când va câștiga Dominic Thiem și a venit prima lui victorie după 14 luni pentru Thiem. Și are break în decisiv, iată, în fața sârbului și joacă, are un joc destul de solid, e un tânăr promițător de 20 de ani acest Filip Mișolici și din acest motiv aș zice că are șanse să ajungă în semifinale, mai ales că are acest break în decisiv, iată, cota continuă să scadă pentru că a început bine game-ul pe serviciu. Poate se face un 15 egal și revine pe la 1.45, rămâne să urmăriți așadar acest match. Și în momentul în care simțiți, puteți să pariați pe el în funcție de cota dorită, bineînțeles. Și revenim la circuitul WTA. Am avut câteva vești foarte bune. Calificarea în semifinală a Anei Bogdan, titlul Irinei Begu. Din păcate, la Praga lucrurile n-au mers așa cum ne-am fi dorit. Atât Sorana Cârstea cât și Mihaela Buzărnescu eliminate în primul tur, ambele fără set adjudecat. Cred că a fost oricum și o perioadă scurtă de acomodare să treacă direct pe hard ambele. Da, au trecut de la zgură, mă rog, iarbă, zgură, hard. E o perioadă complicată aici, dar totuși, cel puțin, Sorana Cârstea a fi trebuit să câștige acest meci cu Selehmeteva. Mi-a adus aminte de cum a pierdut cu acea Ecaterina Makarova, nu campioana din trecut de la dublu, campioana de Grand Slam, ci mai tânăra conațională a sa, atunci când a pierdut la Strasburg, într-un turneu unde avea de apărat finala, avea de apărat punctele obținute pentru finală în urmă cu un an, a pierdut în primul tur cu Makarova, acum pierde cu Selehmeteva, o înfrângere la care nu prea ne așteptam, mai ales că totuși ar fi trebuit să-și spună cuvântul diferența de valoare, de experiență dintre cele două, însă mi se pare că Sorana e cumva într-un vid de formă în momentul de față și nu și-a pierdut mult și din încredere. A coborât în clasament, a pierdut multe puncte pe care trebuia să și le apere față de puncte pe care le-a obținut anul trecut și din acest motiv cred că urmează o perioadă destul de complicată pentru ea. În schimb, poate să dispară presiunea la un moment dat, în condițiile în care ai coborât și nu prea mai ești luat în seamă cât de cât, poți să ajungi să obții niște rezultate importante. Ne aducem aminte că ea în Canada la un moment dat a făcut chiar finală în acel turneu în 2013 sau 2014. Da, și acolo va avea cu siguranță parte de o susținere importantă, un grup mare de români, care vin toți conaționalii la meciurile româncelor, le susțin pe toate, indiferent că vorbim de Simona sau de celelalte. Rămâne de văzut ce se va întâmpla la Toronto, noi ne vom întâlni la finalul fiecarei săptămâni și vom vorbi despre acele turnee în momentul în care le va veni rândul. Și ce ar mai fi de spus, la Miki, o schimbare de ultim moment, ea urma să joace la Varșovia, acolo era înscrisă în calificări, în ultima clipă s-au eliberat câteva locuri pe tabloul principal de la Praga, din dorința de a evolua pe tabloul principal a mers până acolo, însă vedem a fost depășită clar de Nao Hibino. Sportiva din Japonia, care părea victimă sigură în turul 2 în fața deținătoarei titlului de la Praga, e vorba de Barbora Krejcikova, sportiva din Cehia a avut 6-3, 5-3, ei bine, Hibino a întors meciul, a eliminat-o pe fosta campioană de la Roland Garros și iată, continuă criza acesteia. Da, și a Krejcikovei, dar chiar și a lui Miki Buzărnescu, a fost o înfrângere destul de dură în primul tur, după aia, în momentul în care Hibino o bate pe Krejcikova, parcă nu mai pare atât de usturătoare înfrângerea Mihaelei Buzărnescu. Până la urmă se termină, cred că drumul și japonezei astăzi. Am văzut că a luat Noșcova primul set în sfertul de finală de care se dispută în aceste momente și probabil că se va impune tânăra cehoaică.
în fața Niponei, dar revenind la, la Krejcikova, pare că nu are acel ritm și acea încredere. Ritm ar trebui să aibă, de fapt, pentru că a revenit și a jucat mai ales la dublu cu Siniakova, a câștigat din nou, au început să câștige din nou, însă la simplu pare să mai treacă ceva timp, așa cum a trecut mult timp până când a reușit să obțină primele rezultate importante și mai ales acel Grand Slam de la, de la Paris. Și să nu uităm competiția de la Varșovia, unde în afara punctului de interes pentru noi, și anume prezența Anei Bogdan în semifinale, o avem pe tablou, iată, oarecum surprinzător, pe Iga Świątek, ocupanta locului întâi în lume, a ales să joace acest turneu doar pentru că e acasă, pentru că altfel cu siguranță n-ar fi participat. Greu pentru ea să treacă de pe iarbă, pe zgură, iar apoi să meargă în circuitul US Open Series pe hard. Însă, așa cum și Simona Halep a fost prezentă la câteva ediții în turneul de la București, așa și Iga a ales să își recompenseze fanii cu o participare la Openul Poloniei. Noi vedem scorul din partida disputată în turul 2 cu Gabriela Talabă-Lee, 6-3, 6-2, o replică bună dată pe alocuri de Gabriela, care a început turneul în calificări, a pierdut acolo în ultima rundă, însă pe tabloul principal a trecut din postura de lucky loser de Raluca Șerban. Până la urmă nu cred că putea face mai mult Gabriela, chiar dacă și-ar fi atins nivelul maxim, deoarece Świątek arată în continuare o siguranță dezarmantă. Și mai ales în astfel de turnee în care nu întâlnește neapărat jucătoare de, de top din top 20, să zicem. Ai spus că ai făcut o paralelă cu ce se întâmpla cu Simona Halep când venea să joace la Bucharest Open, turneu care de obicei venea după Wimbledon. Simona venea la, la București în acest turneu de la, de la aici, de la noi, în condițiile în care, atunci când pierdea în prima săptămână la, la Londra. Dacă mergea până spre final la Wimbledon, sărea evident peste acest turneu. Chiar dacă între Wimbledon și Varșovia sunt două săptămâni, eu zic că Świątek nu ar fi venit să joace la Varșovia dacă ar fi câștigat titlul la Wimbledon. Probabil o mai vedeam pe teren abia în Statele Unite, în Canada mai întâi și după aia în Statele Unite. Așa, pierzând rapid și surprinzător la Wimbledon, a ales probabil să vină, ok, hai că joc acasă, pe zgură, o să câștig probabil lejer turneul, mai îl pun niște victorii, încep o nouă serie de victorii, mă duc cu ea în spate peste ocean și cu altă încredere probabil. Avea nevoie decât să ia o pauză lungă după acel eșec de la Wimbledon cu Alize Cornet. În acest an, 18 victorii pe zgură din tot atâtea partide jucate de Iga Świątek, a reușit să-și treacă în cont titlurile de la Roma și Roland Garros. Mai înainte, seria a început cu trofeul de la Stuttgart. Rămâne de văzut ce va face, dacă va câștiga sau nu trofeul de acasă. Pe finalul ediției, în rubrica Not to Bad, avem și o statistică sugestivă în legătură cu acest sezon, unul excepțional pentru tânăra jucătoare din Polonia. Să nu uităm, în continuare are doar 21 de ani Iga Świątek. Și mai vorbim puțin și de dublu. Monica Niculescu și Victoria Kuzmova au trecut un meci, apoi învinse în sferturile de finală de Potapova și Sizikova, într-un meci în care în primele două seturi s-a văzut un tenis de bună calitate, însă decisivul a fost categoric dominat de adversarele Monicăi și a partenerii sale. Da, în principiu este surprinzătoare, pentru că și Kuzmova joacă destul de mult la dublu și o face destul de bine. Monica joacă cam bine cu orice parteneră își alege la dublu și de aceea nu mă așteptam să pierd acest meci. Până la urmă a fost acea cădere pe final și au reușit să se impună cele de alte adversarele sale, Potapova și Sizikova. Vom vedea în continuare cu cine va mai juca Niculescu în turneile următoare. Ne așteptăm probabil la o parteneră nouă, poate chiar va juca din nou cu o româncă, poate ruse, pentru că au avut acele rezultate bune la US Open anul trecut și, mult normal, și Rusia are nevoie de niște rezultate, nu contează simplu dublu ca să își recapete încrederea. Așa este și haideți să vedem puțin și la live, dacă tot spuneai de meciul dintre Nao Hibino și Linda Noskova, să vedem dacă găsim vreo cotă bună în această partidă și poate o recomandăm, pentru ca apoi să trecem încet la competițiile băieților. Mă mai uitam și eu aici după. Iată, 1-10 are la meci, oare la setul 2 cât ar avea?
set 2 câștigător. Puțin mai jos, dacă e un 33, cam... Da, putem să facem... 1.42 iată acum. Dacă își face serviciu Ibino aici, ar fi o variantă. Sau putem să le combinăm, să avem o cotă de vreo 1.80 cu set 2 câștigător Linda Noscova și victorie Misolic. În felul acesta... Acel 1.36 mai trebuie să-și facă serviciu de două ori jucătorul. Așadar, iată, aceste două meciuri combinate, cotă de 1.93. Rămâne de văzut dacă vor ieși. Am bifat și un pariu live în această emisiune. Și să nu uităm de turneele de săptămâna viitoare. Sunt programate numai puțin de 3 întreceri. E vorba de turneul WTA 125 de la Iași și competițiile 250 de la Washington și apoi și, bineînțeles, întrecerea cu nume importante la start, cea de la San Jose. Pe noi ne interesează cel mai mult ce se întâmplă la Washington, acolo unde favorită numărul 3 este Simona Halep. Cap de serie numărul 1 e Jessica Pegula, o sportivă din Statele Unite, clasată pe locul 7 în lume și care a mai câștigat în trecut această întrecere. Simona, iată, revine în circuit, primul ei turneu după Wimbledon. E începutul unei serii de 4 competiții. După Washington urmează Toronto, Cincinnati și US Open. Consider că această întrecere de la Washington e una de încălzire sau putem aștepta încă din start la un parcurs foarte lung? Nu știu ce să zic. Am mai jucat la Washington și știu că într-un an, cred că în 2017, a abandonat la un moment dat. Erau și meciurile programate, programarea favorabilă turneului ATP, care este mult mai tare la Washington, pentru că e turneul din seria 500 la fete, din seria 250, mai tare celălalt de la San Jose în această săptămână și atunci cumva te gândești dacă e căldura mare, ajung fetele să joace mai mult ziua, știu că atunci a ajuns să cedeze Halep și să abandoneze, mai mult un turneu de încălzire pentru că e primul pe care îl joacă după Wimbledon Simona Halep și cumva a trebuit să ia pulsul aici, să-și intre în ritm cu hardul nord-american, cu condițiile de acolo, după care să așteptăm ceva mai mult de la ea la Toronto, dacă e. Ar fi să reușesc un rezultat important înainte de US Open. A fost campioană în turneul din Canada, chiar dacă acea ediție sau acele ediții în care s-a impus au avut loc la Montreal și la Toronto a ajuns odată în finală. De asemenea, la Cincinnati cu 3 prezențe în ultimul act, competiții care îi convin atât din punctul de vedere al condițiilor de joc, dar bineînțeles și al momentului în care se află circuitul, deoarece Simona are mare nevoie de puncte pentru a-și asigura locul pentru turneul campioanelor, competiția finalului de an. Dacă reușește să ajungă în fazele superioare la aceste întreceri și bineînțeles la US Open, are o șansă mare să participe la World Tour Finals. Și am văzut lista jucătoarelor care vor participa la Washington. E bine, acolo e și Emma Raducanu, chiar favorită 2 peste Simona, pentru că ocupă un loc mai bun în clasament. Știm întreaga poveste cu punctele de anul trecut de la US Open. La un moment dat se va termina și această bulă se va sparge bula. Dar în afara șanselor ei la turneu, cum ți se pare cooptarea noului antrenor? E vorba de Dmitri Tursunov, cel care a realizat performanțe importante atât cu Arina Sabalenka, dar și cu Anet Kontaveit. Aici mă gândesc acum că e ca la fotbal, când aduci antrenorul la echipă, da, a avut rezultate bune pe unde a fost, a câștigat trofee importante cu echipele din trecut. Dar nu e o întâmplare până la urmă. Nu e o întâmplare până la urmă. Tursunov a mers bine cu Sabalenka, a jutat-o, nu se câștige Grand Slam, dar a dus-o până pe locul 2 în lume. Pe Kontaveit la fel, pe 2. Kontaveit la fel pe locul al doilea, au câștigat turnee, nu Grand Slam-uri, dar au câștigat turnee, au ajuns săptămâna a doua la Grand Slam-uri. Pare să fie un antrenor care promite cumva, adică a putea să o ajute pe Emma Raducanu să facă niște pași în față, că na, trebuie să facă niște pași în față, că până la urmă acel US Open pare că a fost întâmplător la ce rezultate a avut ea până acum. Dacă făcea, nu știu, un sfert de final la US Open, ăsta e nivelul acum, mediu, acolo top, jucătorul de top 50. Momentan nu confirmă că ea nu confirmă că e jucătoare nici măcar de top 50 la ce rezultate a avut până în prezent.
Rămâne de văzut așadar ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Veți urmări în bogata ofertă Superbet cotele atât la câștigătoare turneu, cât și pe fiecare partidă în parte. Și nu uitați, beneficiați de super avantaj dacă pariați înainte de startul partidei și o jucătoare, un jucător, o echipă de dublu câștigă primul set sau cel de-al doilea, unul dintre seturi să îl câștige cu 6-0. Pariul vostru este deja verde, indiferent de ce s-ar întâmpla pe restul partidei. Și chiar mi-am adus aminte de această opțiune săptămâna trecută în turneul de la Palermo, când Elisabeta Cocciaretto a câștigat primul set 6-0 în fața lui Caroline Garcia. Le-a pierdut pe următoarele. Sportiva din Franța s-a calificat mai departe, dar cei care au fost inspirați să parieze pe victoria lui Cocciaretto după un prim set încheiat într-o jumătate de oră au fost deja cu banii încasați. Exact. Ajungi să pariezi pe cineva și e pariul câștigător, deși jucătorul respectiv ajunge să piardă. E un avantaj. Și facem trecerea către turneele masculine. Acolo sunt câțiva jucători importanți care s-au înscris la Washington și în cealaltă competiție programată săptămâna viitoare. Îl voi lăsa pe Gabi să ne facă o prezentare mai amplă. Știu că el e mult mai fenomen. În prim plan din nou pe Carlos Alcaraz, care săptămâna trecută nu a câștigat turneul de la Hamburg, deși părea că are drum liber cu poarta goală în drumul spre trofeul de la din nordul Germaniei. A pierdut acea finală surprinzător cu Lorenzo Musetti, care s-a trezit așa dintr-o dată să ne arate că, bă, eu sunt un tânăr cu potențial la rândul meu. I-am luat două seturi lui Djokovic cândva la Roland Garros acum un an și ceva. Cumva a încercat, a reușit Musetti să câștige acest turneu, deși nu ne-am fi așteptat de prin sferturi, tot îl vedeam pierzând pe tânărul italian care ține cu Juventus, din păcate. Și momentul ăla, acum a pierdut setul al doilea, ai fi zis gata, în momentul ăsta pică și nu mai are nicio șansă să se impună în final în fața lui Alcaraz, care salva mingi de meci, avea acel comportament tipic de Rafa Nadal, capabil să nu cedeze în absolut niciun moment și să întoarcă orice scor posibil în favoarea sa. Nu s-a întâmplat asta, ne arată Alcaraz că e om oarecum și că nu trebuie să ne bazăm pe el că va câștiga absolut orice meci. În schimb, cred că va câștiga din nou în al doilea an la rând turneul de la Umag în această săptămână, unde s-a dus până la urmă. Spunea și acum câteva zile, săptămâna trecută, în ediția trecută, că dacă n-ar fi câștigat anul trecut la Umag, nu s-ar fi prezentat în această săptămână. A mers practic până la capăt la Hamburg, însă a venit să-și apere titlul practic în Croația. Da, un turneu care pare la îndemâna lui Alcaraz. Singura problemă poate fi Jannik Sinner, cel care l-a învins aici, la Wimbledon. Și așteptăm cu interes un duel între ei. Evident, o final Alcaraz-Sinner va fi cât se poate de interesantă și la cum arată tabloul în acest moment nu prea văd cine ar putea să incomodeze pe cei doi să ajungă în ultimul act la Umag. Nu Mișolic, dar măcar asta Mișolice, se poate. Mișolic este la Kitzbühel, da. dacă te uiți. Până la urmă e cotă de 1.14. Ne ducem, da, a salvat niște mici de break în game-ul anterior la serviciu. Am văzut pe ecran, era 15.40 sau ceva de genul. Iată, din nou mici de break la Evici, să vedem dacă o salvează și pe aceasta, probabil va reuși să închidă partida aici. Ar fi bine să o facă pentru a ne ieși și nouă cota. Dacă tot ai adus aminte de Mișolic, să spunem de Kitzbühel, eu vedeam ales pe ce s-a retras Matteo Berrettini, hai că ăsta e turneul pe care reușește să-l câștige Dominic Thiem, mai ales că a mers crescendo cumva. Tur 2, sfert de finală, semifinala s-a trecut la Stad, unde a pierdut cu Matteo Berrettini în semifinale. Urma să joace contra lui Berrettini în sferturile de finală și la Kitzbühel. Italianul s-a retras și părea un turneu unde poate să meargă până la capăt, pentru că nu avea adversar neapărat pe aceea să joace, trebuia să se întoarcă pe terenul de antrenament pentru a reveni pe săptămâna următoare pe teren și să joace încă un meci pe care de multe ori se întâmpla să-l și piardă. Știm foarte bine acea serie de înfrângere pentru fostul număr 3 mondial, fostul campion de la US Open, și atunci a discutat cu echipa sa că trebuie să schimbe ceva la antrenament și până la urmă schimbările astea cumva au funcționat. Să vedem acum cum va merge timp pe hard. Am putut vedea puțin mai devreme în aplicația Superbet posibilitatea de a urmări live video meciurile care sunt programate acum. Aveți această posibilitate în fiecare zi. Noi ne-am uitat acolo și la un punct câștigat de Mișolici în fața
lui Lajovic. Voi puteți intra și urmări întreaga partidă acolo, la fel cum aveți posibilitatea să o faceți și cu celelalte turnee ATP și WTA din oferta noastră. Și săptămâna viitoare n-avem show pe teren, n-avem foarte multe să ne spui despre Kyrgios cu declarațiile lui războinice, dar până la urmă n-a participat aici în Atlanta. Da, trebuie să joace la Atlanta, surprinzător a fi fost să joace după ce a făcut final la Wimbledon. Eu m-așteptam să-l văd abia la Montreal în acest an pe teren după finala de la Wimbledon. Și probabil că așa va fi. Bine, va juca monotman la Washington acum, dacă tot este pe tablou. Are wildcard acolo. Trebuia să joace aici, n-a mai jucat. În schimb, aici americanii am văzut că se își pun multe speranțe în acel Ben Shelton, campion în ACAA, la colegi la 19 ani. Pare să fie un tânăr promițător cumva. S-au entuziasmat după ce a câștigat un prim meci în ATP, l-a bătut pe Ramanathan în primul tur, după care a pierdut aseară cu Big John, l-a bătut Isner, n-a putut să-i facă față serviciului său. Dar mi se pare așa, cumva, americanii se leagă de absolut orice speranță, orice tânăr care pare să aibă un ușor potențial. Victorie pentru Mișolic, ne-a ieșit acest meci. Revenind la Ben Shelton, pare că americanii se leagă de absolut oricine, orice tânăr american. A trecut acei ani 80-90 când aveau foarte mulți jucători în top și dominau tenisul cu Pete Sampras, cu Andre Agassi, Michael Chang, dacă vrei, că și el e cel mai tânăr câștigător de Grand Slam la Roland Garros. Numai acea perioadă de la Roddick încoace nu prea mai a avut jucătorii care să se bată pentru Grand Slam-uri și pentru locul 1 mondial și cumva îi văd acum agățându-se de acest Ben Shelton, care până la urmă n-a făcut decât să câștige un singur meci. Rămâne de văzut ce va face și Ben Shelton. De asemenea, urmărim cu interes setul 2 din meciul Noskova-Hibino. Deja ne-a ieșit prima partidă la live. Pentru a câștiga biletul avem nevoie ca tânăra sportivă din Cehia să se impună în actul secund. Deocamdată e 2-2 cu posibilitatea de a reveni la conducere pentru Linda Noskova. Și cam asta a fost despre turneele de săptămâna asta, de cele de săptămâna viitoare. În continuare, vă spuneam, așteptăm comentariile voastre pe canalul de YouTube al Superbet România, unde ne urmăriți în număr mare. Vine Noskova, vine break-ul și vom trece la rubrica Not to Bad, acolo unde am selectat câteva faze amuzante, de asemenea câteva statistici interesante, după cum v-am obișnuit la fiecare ediție de Super Tenis. Iată-o pe Elena Rybakina, campioana de la Wimbledon. A câștigat Wimbledon și iată că imediat după a câștigat și Champions League. Da, până la urmă a mers să viziteze sediul UEFA și nu putea rata Rybakina oportunitatea de a-și face o poză cu trofeul la care foarte mulți fotbaliști visează și unii dintre ei, chiar cu nume extrem de importante, n-ajung niciodată să îl atingă. Zlatan nu l-a atins, de exemplu. E unul dintre ei. Iată-l pe Ben Shelton. Și despre Ben vă spunea Gabi mai devreme, un sportiv din Georgia, din statul Georgia, nu e gruzin, e de acolo, din Atlanta și tocmai reușise să câștige setul 2 în fața lui Isner. Din păcate pentru el și fanii săi, l-a cedat pe al treilea în tiebreak. Dar iată aici un punct făcut de el în fața lui Isner, un passing din cădere reușit de Ben Shelton. Bine, nu e ușor, nu e greu să-l pasezi pe Isner. Ar putea să se și accidenteze exact acolo. Bine pentru el că a punctat la capitolul spectaculozitate. Da, Zverev, care a spus că ar urma să revină în echipa de Cupa Davis a Germaniei, rămâne de văzut cât va mai avea de stat pe bară. Carlos Alcaraz a început cu o victorie clară, apărarea titlului de la UMAG, un 6-2-6-3 în fața lui Norbert Gomboș din Slovacia. Vedem și modul în care a ales să celebreze victoria. Tânărul spaniol poate va fi mai inspirat și nu vom vedea această celebrare în următorul deceniu și jumătate. Așa, și urmărit la treabă de Jannik Sinner,
Carlos Alcaraz, bineînțeles, not atrag. Too bad. Exact. Ce, l-am bătut la Wimbledon, cred că am act de cojocul lui și în finală. Rămâne de văzut dacă Jannik Sinner ajunge acolo, pentru că până la urmă el a mai furnizat niște surprize neplăcute. Pe Alcaraz nu-l văd ratând accesul în ultimul act. Și mai avem ultima statistică, una extrem de interesantă, una sugestivă. Iga Świątek a câștigat 48 de meciuri în acest an. Cel mai recent succes, cel cu Gabriela Talabăli din cursul zilei de joi. Ei bine, a egalat totalul lui Ons Jabeur și al lui Anett Kontaveit de anul trecut. Cele două au terminat pe primul loc în clasamentul victorilor din sezonul precedent, ambele cu 48 de meciuri. Așadar, la finalul lunii iulie, deja are 48 de victorii Iga Świątek. Oare unde se va opri seria ei? Probabil undeva după 60, poate și 70. Exact. E loc să mai câștige cel puțin două. Înainte să trecem la pariurile noastre, vă aduc aminte, de la ora 16 pe canalul de YouTube al Superbet România puteți urmări episodul 2 al Superliga Show. E emisiunea care scoate în evidență ce s-a întâmplat în etapa a doua din Superliga. De asemenea, aveți acolo interviuri în exclusivitate și multe analize pertinente ale partidelor disputate la finalul săptămânii precedente. Mai ales acum, interesul e unul crescut după performanțele echipelor din România, 4 calificate în runda următoare din Conference League. Iar noi ne întoarcem la oile noastre, exact, fără niciun fel de paralelă cu fotbalul. Una dintre echipele calificate în... Hai să dăm citire pariurilor tale. 5 meciuri pregătite de Gabi, după care voi urma și eu. Da, voi începe cu un meci de la Atlanta din această seară, e vorba de Brenda Nakashima, Frances Tiafoe. Un meci cu cote echilibrate, în care cumva se anunță un meci echilibrat, ușor avantaj chiar pentru Brenda Nakashima, însă, iată, am jucat cel puțin un set pentru Frances Tiafoe, o cotă bună de 1.40. De ce? Pentru că cei doi s-au mai întâlnit de 4 ori până acum și de fiecare dată Frances Tiafoe l-a învins pe Brenda Nakashima, inclusiv odată în acest an la Miami. Așa că cel puțin un set cred că poate să ia și astăzi lui Nakashima, la noapte lui Nakashima, dacă nu chiar îl va învinge din nou pentru a 5-a oară, dintr-o dată te-a întâlnit posibile. Rămânem în Georgia, la Atlanta, cu meci între Jenson Brooksby și John Isner, unde cred că Brooksby îl va învinge pe Isner după ce Big John a jucat destul de mult și s-a trebuințat destul de tare ieri când l-a învins pe Ben Shelton. Cota lui Brooksby este una foarte bună, 1.70. Trecem mai departe, ne întoarcem pe zgura europeană la Varșovia, unde astăzi Iga Świątek o va întâlni pe Caroline Garcia. Cred că nu va ceda set nici astăzi liderul mondial. La 2-0 cota este una jucabilă, dacă pot să spun așa, 1.33. Și cred că e destul de sigur astfel încât Iga să bată în două seturi în meciul cu Caroline Garcia. Alcaraz îl întâlnește astăzi în sferturile de finală pe Facundo Banis la UMAG și mă aștept să obțină un nou succes clar. De aceea nu cred că va avea nevoie de mai mult de 12.5 game pentru a se impune la o cotă de 1.60. Poate să fie 6-4, 6-4, 6-1, 6-0 dacă e cazul. Adică nu va avea niciun set de prelungiri și se va impune minimul de seturi. Și va reuși să-și le ajudece până la 6. Ultimul meci e tot de la UMAG, dar este un meci de dublu în care, cred eu, italienii Simone Bolelli și Fabio Fognini vor învinge pe Brkić și Cabral la o cotă bună, 1.75. Din acest motiv a reușit cumva cu această cotă să ridic și cota totală a biletului, care sare de 8 în acest moment, se apropie chiar de 9. Așadar, aveți cele 5 meciuri selectate de Gabi Ilcu, le puteți pune pe toate sau doar alegeți câteva, cele care vi se par mai atractive. Și am și eu aici 5 meciuri, haideți să le dau și eu citire. Prima partidă e identică celei de mai devreme, biletului de mai devreme, tot așa a mers și nici nu ne-am vorbit înainte. Nakashima cu Tiafoe a mers pe minimum set. Tiafoe, motivul este unul cât se poate de clar, vi l-a spus și Gabi, e 4-0 la meciuri directe și dacă l-am vins de 4 ori astăzi, mergem pe ideea că va avea măcar un set în cont. Apoi Jenson Brooksby cu John Isner.
John se simte excelent la Atlanta, e multiplu fost câștigător în acest turneu. Ușor favorit în meci este Brooksby, însă va fi greu pentru el să facă break-uri, de aceea aștept seturi lungi și consider că acea cotă de 1.55 la peste 22,5 game-uri e una de neratat, în condițiile în care Isner a jucat meci cu decisiv și tiebreak în ultimul set, chiar în această noapte, în fața lui Ben Shelton. Carbaez, Baena cu Sinner, avem turneu de zgură unde apar multe break-uri. Sinner e un jucător excelent pe retur. Carbaez, Baena nu impresionează la serviciu, ci mai mult o face prin deplasarea în teren, prin defensivă. Tocmai de aceea mă aștept ca italianul să reușească cel puțin 4 break-uri în confruntarea lor de la Roland Garros din urmă cu mai puțin de 2 luni. Sinner a avut 6 break-uri în 4 seturi, acum ar trebui să aibă cel puțin 4 în această confruntare de la UMAG. Următorul meci, o partidă de dublu, Ana Bogdan împotriva, alături de Cristina Mladenovic, împotriva unei perechi cu prea puțină experiență la acest nivel. E vorba de poloneza Chalinska și de Jessica Malechkova. O cotă de 1.55 foarte bună, în condițiile în care Ana Bogdan nu e obosită, n-are de ce să fie obosită după victoria cu 6-1-6-1 din proba de simplu. Mladenovic e una dintre cele mai bune jucătoare de dublu din circuit, cele două se simt foarte bine pe teren și am văzut o victorie entuziasmantă în primul meci împotriva principalelor favorite de la Varșovia. E vorba de Ana Bondar și Kimberly Zimmermann. Și biletul se încheie cu meciul dintre Marco Cecchinato și Franco Agamemnone. Aici doi specialiști ai jocului pe zgură. În mod normal, o partidă echilibrată. La victorie are 1.60 Cecchinato, care a reușit să-l învingă în acest turneu pe Musetti. Cu siguranță încrederea e una mare, dar și Agamemnone l-a trimis acasă pe Sebastian Baez, cel care a impresionat nu doar pe scură, ci și pe celelalte suprafețe. Așadar, aștept o partidă echilibrată cu cel puțin 20 de game-uri. Un dublu 6-4 este suficient pentru a depăși acest barem fixat de Superbet. Evident, în ofertă puteți găsi și cote mai mari la barem peste 20,5, peste 21,5. Cum considerați că e mai bine să pariați? Iată cota totală a biletului, 6,95, un amestec între cote mari și cote mici. De asemenea, am mers și pe break-uri. Sper ca recomandările noastre să vă fie de folos și să ne spuneți în secțiunea de comentarii că ați reușit să prindeți cât mai multe bilete. Am avut acel pariu live care în continuare e în picioare. Mai avem ceva să recomandăm pe finalul emisiunii sau să ne luăm la revedere? Să ne uităm puțin dacă mai există ceva live astăzi, în acest moment pe tenis. S-au intrat decisiv Paolini și Golubici. Eu cred că dacă Jasmine Paolini a reușit să întoarcă meciul, a reușit să egaleze situația 6-2 după ce un set clar cu 6-1, eu zic că poate să câștige meciul în acest moment în fața elvețiencei. Totuși am văzut că acest duel a fost unul total nefavorabil pentru Paolini, a pierdut de fiecare dată 3 înfrângeri din tot atâtea partide. Consider că dacă am avut două seturi atât de dezechilibrate, acesta va fi mult mai apropiat. Haideți să vedem la 8,5 game-uri în setul 3, cam cât ar fi cota dacă o găsim. Dacă nu, tot așa, pentru 23,5. 7 cu 8, 15 game-uri, 15 game-uri și cu 9 ar trebui să fie peste 23,5 și acolo 1.47. Da, cred că putem merge pe acel 1.47, pentru că după două seturi atât de dezechilibrate se poate să avem un decisiv lung și în sprijinul ideii noastre să spunem că cele două s-au întâlnit în acest an la Indian Wells. Acolo a fost 7-6 în setul decisiv. Așadar, dacă au jucat atunci până la final ultimul set, poate se va întâmpla asta și acum. Tocmai de aceea am ales cel mai mic barem de game-uri și n-am riscat spre 2.10 sau 2.70 următoarele cote.
Și cam asta a fost pentru astăzi. Gabi, îți mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și celor care ne-ați urmărit pe canalul de YouTube al Superbet România. Super Tenis revine la sfârșitul săptămânii viitoare și până atunci nu uitați, de la ora 16, Superliga Show, episodul al doilea. O zi cât mai plăcută vă dorim!